Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Bine v-am regăsit pe toți cei abonați la acestui canal, bun venit celor noi. Astăzi vorbim, ca de obicei, despre temperatura pieței, despre ce se întâmplă cu piața, pentru că am avut două zile zigzag. Vă spuneam ieri că au fost șanse foarte mari să fi fost un bear trap, și se pare că până în clipa de față cam așa arată lucrurile, a fost un bear trap. Ce e mai important este că suntem la două zile distanță de fuziunea, trecerea, mergiul Ethereum de la Proof of Work la Proof of Stake, un eveniment extrem de important pentru toată comunitatea, e un eveniment global, această trecere, această tranziție, și am să vă spun din punctul meu de vedere cum pot evolua lucrurile, care sunt lucrurile pozitive și ce poate merge prost în această treabă. Dar, înainte de toate acestea, vreau să vă spun poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi extraordinară și minunată ca voi. Ok. Începem cu începutul, cu time frame-ul foarte mare. Bitcoin nu traversează cea mai favorabilă perioada sa. Din 16 august a început o perioadă, un trend descendent. Avem două săptămâni în care Bitcoinul nu a închis pozitiv, a închis negativ pe time frame, pe perioadă foarte mare, iar lucrul ăsta nu este un semnal pozitiv pentru piață. Însă, nu a mai avut o creștere a stocastic RSI și MACD de ceva timp, adică de peste 3 săptămâni ne apropiem acum. Iar lucrul ăsta întinde, pune piața sub o presiune, ca o oală sub presiune. Iar eu personal mă aștept ca într-un viitor apropiat să testăm totuși 21.200, 21.500 și cu ceva noroc poate 23.800, să zicem, să fie plafonul maxim. Cam asta este scenariul optimist la care mă aștept. Dar luând în considerare faptul că două săptămâni consecutive am închis iar sub valoarea de 200 moving average, n-aș putea să zic că am speranțe destul de glorioase pentru lunile ce urmează. Cred că lunile acestea de iarnă vor fi extrem de dificile pentru întreaga piață cripto și chiar dacă mulți se gândesc că da, stai că toate monedele au căzut vreo 80-90%, cât să mai cadă? Pot să mai cadă. Adică nu e asta o problemă. Din cât au rămas acum, se pot duce în zone în care erau în 2019-2018, adică în zone foarte jos. Revenind, dacă e să ne uităm la Bitcoin pe 4 ore, am avut o creștere, o revenire față de minimele atinse acum nici 36 de ore, adică de la 18.700, am revenit deasupra la 19.000. Însă, stocastic RSI e aproape sus, stocasticul e sus, MACD-ul încă este negativ și pe o oră, ce să zic, e cam începută o mică corecție. Stocastic RSI este sus, stocasticul este sus. Ce mă aștept astăzi? Ar putea să mai testeze Bitcoin în zona inferioară, adică 19.100, chiar 19.000. Să zicem, poate să cadă și sub 19.000 din nou, să ne ducem la un 18.900, 18.800. Suportul este la 18.700. În cazul în care avem o zi extrem de negativă, nu consider imposibil să ajungem acolo. Cei care mă urmăriți pe Twitter, și vă mulțumesc, sunteți 38.000 de oameni aproape, știți că postez în fiecare zi poziții pe care le iau în ziua respectivă. Ieri am tot postat cu Ethereum și cu Polkadot. În continuare, Polkadotul este pe plus. Ieri îl cumpărasem la 6,8. În Ethereum ieri am intrat de mai multe ori. Am intrat cel mai jos la 1500. Iar am tot închis pe parcurs poziții. Piața pare destul de agitată acum. În general, dimineața
După creșteri majore avem turbulențe, după scăderi majore avem turbulențe. Dar până pe după amiază e posibil să avem o corecție. Ce vă ziceam, să testăm acel 19.000, poate sub 19.000. Rămâne de văzut. Legat de Ethereum. Ethereum-ul se apropie cu pași mari de această fuziune, de trecerea la Proof of Stake. Și foarte mulți oameni sunt extrem de optimiști și au așteptări destul de mari. Înainte să avem această nouă corecție, când eram pe la 25.000, deja apăruseră din nou optimiștii care spuneau, vai, dar o să ajungem la 5.000 cu Ethereum acum când se face mergul ăsta. La momentul respectiv, spuneam că văd posibilitatea ca Ethereum să ajungă între 1.800 și 2.200. În cazul în care scenariul merge bine, Bitcoinul își revine pe daily și avem parte de urcare până pe 20 septembrie, când a trebuit să se încheie acest merg, eu personal cred că avem șanse foarte mari să vedem Ethereum-ul la peste 1.800 până în 2.000 și cu un push maxim să-l vedem peste 2.100. Însă trebuie precauție maximă. Eu, în afară de pozițiile care le iau long, adică gen cum cumpăr acei 250 de euro de Polkadot pe săptămână, bine, mai cumpăr pe lângă aia Polkadot și BNB, acolo chiar nu mă interesează maxim gen dacă mai scade sau dacă mai cade 30%, 40%. Pentru mine e oportunitate de a acumula, targetul meu este să ajung cu ei în 2024. În clipa de față, de când am început această strategie de acumulare, pe Polkadot am 500 de Polkadot strânși. Și dacă aș compara cu cât valorau ei la vârstă de piață, strașnic. Eu personal nu-mi fac griji. Cred că Polkadotul va ajunge din nou la 55-54 de dolari. Mă aștept ca în următorul ciclu să se ducă între 70 și 90 de dolari. Asta dacă își văd de treabă și totul merge așa cum trebuie cu proiectul. Dragii mei, nu uitați, pe 1 octombrie avem un eveniment online susținut de mine, cu camere de filmat, cu o transmisie live, este un eveniment cu bilet în care vorbesc despre scalping, despre cum să tranzacționați și să faceți bani în fiecare zi. Au început să se înscrie oamenii, lucrul ăsta mă bucură, nu contează că piața este negativă, veți învăța ceva util. Dacă vreți să învățați și mai mult, nu doar despre scalping, vreți să învățați să faceți trading pe intervale de timp mai mari, vă recomand cursul cel de 4 ore, care îl găsiți pe mihaidaniel.ro și pe bitmarket.ro. Încă o dată, atenție mare la impostori. Sunt oameni care pretind că sunt eu, au creat profile cu număr mare de followeri, cu poza mea, cu pozele familiei mele și vă oferă tot felul de afaceri. Eu nu fac treaba asta, eu nu vă contactez, eu nu vă propun să investiți alături de mine. Aveți grijă de voi, zi frumoasă!